Salut! M-ați întrebat pe Facebook, mi-ați trimis o grămadă de mesaje, cum fac ca să nu mă prindă radarul, mai ales pe Franța și așa. Eu am un mașină, un GPS care îmi arată toate radarele fix. Și numai că pe Franța nu mi-arată radarul exact, mi-arată o porțiune de drum, de exemplu. În 2 km o să fie un radar. Și pentru asta mi-am instalat CapScan. Am plătit 1 euro. E foarte bună aplicația, merită și 5-6 euro. Pentru că te scutește de o grămadă de amenzi. În Franța sunt o grămadă de radare, peste tot e radar, au pus radar. Din cauza asta, e foarte bună aplicația și funcționează. Când poți să ai internetul dezlegat sau poți să fii legat la internet. El funcționează tot timpul. După aia, când ajungeți undeva la internet, el își upgradează radarele noi și chestii din astea. Acum, eu folosesc un TomTom. Sunt unii care nu le place TomTom-ul, mai știu că eu mă descurc foarte bine cu TomTom-ul și mi-arată radarul și toate chestiile astea fix unde este. Din cauza asta, un an de zile de când fac Franța, încă nu am luat nicio amendă și sper să nu iau nicio amendă. Uite, acum am avertizat că am un radar în față, o să vedeți și voi că este întâi placă cu radar. Deja am avizat cu 500 de metri înainte că am radar de 110 km. Dați placa cum avizează că este radar. Adică sunt celelalte radare mobile care nu este placă. Nu știi sigur unde este radar, numai te trezesc că s-a aprins și vine amenda acasă. Dacă instalați CapScan-ul și sper să vă descurcați cu el, pentru noi șoferi. Dacă aveți alte programe mai bune sau mai noi care le folosiți, puteți să ne lăsați un mesaj cu ce aplicații folosiți voi și cum reușiți ca să treceți de radar. Dacă vă aștept să vă abonați la canal și să-mi dați mesajul de ce aplicații folosiți și voi. La revedere!